Da, mă. Salut, mai frumos, și filmez iar așa, pe vertical, că e ultima mea pasiune să mai filmez câte una și pe verticală. Bă, deși nu pare, eu sunt foarte sociabil, mă, și vesel. Deși fața nu mă arată. Și am o grămadă de prieteni. Pentru că așa e firea mea, sunt vesel și sociabil, ce căcat. Poate după față, poate mecla mea spune altceva. Dar adevărul ăsta e. Bă, și de-aia mă încântă YouTube-ul ăsta. Bă, îmi place mult de tot. Pentru că am cunoscut o grămadă de oameni care fac treabă extraordinară în domeniul lor și pe care îi apreciez. Bă, Radu Carbon, Clau London Travel, Pedro Casino, Victor Bujița. Bă, frate, oamenii ăștia fac vloguri și sunt buni, frate, sunt buni rău de tot. Gabo. Poate uit pe vreunul. Daniel Tăgârță. Ăla e fratele meu de când era mic. Ștefan, care face și muzică. Inclusiv oameni din străinătate, Epilia de Codora. Băi, frate, am cunoscut oameni care sunt mind-blowing, mă, pe domeniul lor și pe ce fac. Unii dintre ei sunt chiar fenomene. Și de-aia îmi place YouTube-ul ăsta, că văd oameni care fac treabă, nene. Bă, fac treabă. Și dacă nu era YouTube-ul, pula, de unde-i cunoșteam? De-aia zic. Prețuiți YouTube-ul. Și na. Aruncați-i la gunoi pe hater, mă. Și nu dați hate, că nu merită, nu vă place unul, treceți mai departe, tată. E plin YouTube-ul de creator de conținut. Și fiecare are farmecul lui. Tu rezonezi cu ăla, treci la următorul. Eu am cunoscut o grămadă de oameni care în această platformă, pe această platformă, care sunt fantastici, mă. Și sunt foarte bucuros. Și vreau să împărtășesc asta și cu voi. Vă pupă fratele vostru, abonați-vă și pe canalele lor, pe canalele oamenilor pe care i-am amintit. Dacă am uitat pe cineva, îmi cer scuze, dar chiar am cunoscut o grămadă de oameni. Vă pup, toate cele bune!